Bună ziua! Bine v-am găsit pe canalul meu Corbu Croșet. Mă cheamă Cornelia. În acest tutorial croșetez un model care poate fi folosit la croșetarea fustelor, rochiilor sau bluzelor. Multiplul acestei lucrări este 4 ochiuri plus 1 ochi pe orizontală și 4 rânduri pe verticală. Folosesc firul Alize Coton Gold și croșeta de 3 mm. Încep lucrarea cu un lanț de bază format din 25 de ochiuri. Am croșetat acest lanț format din 25 de ochiuri, acum trec la rândul 1. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț la acest rând. Acum iau jeteu pe croșetă și în al cincilea ochi de la croșetă, bag croșeta, trag firul și croșetez un picioruș dublu. Din nou iau jeteu pe croșetă, în următorul ochi al lanțului de bază, croșetez încă un picioruș dublu. După care urmează jeteu pe croșetă și în următorul ochi al lanțului de bază, din nou croșetez un picioruș dublu. Acest rând este format din piciorușe duble. În fiecare ochi al lanțului de bază, croșetez câte un picioruș dublu. Am finisat acest rând. Iată în așa mod el arată. Cu cele 3 ochiuri de lanț, am croșetat în total 25 de piciorușe duble. Și în așa mod, el arată pe model. Următorul rând, după cum vedeți, este format din piciorușe duble, despărțite între ele, câte un ochi de lanț. Mă ridic la următorul rând cu 4 ochiuri de lanț. Întorc lucrarea, din care 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu și un ochi de lanț ține locul arcii formate dintr-un ochi de lanț. Acum iau jeteu pe croșetă, sar peste un picioruș dublu din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu. După care urmează un ochi de lanț, din nou iau jeteu pe croșete, sar un picioruș dublu din rândul precedent, trec la următorul picioruș și din vârful lui croșetez în acest rând un picioruș dublu. După care din nou urmează un ochi de lanț, jeteu pe croșete, sar peste un picioruș dublu din rândul precedent și din vârful următorului picioruș croșetez în acest rând un picioruș dublu. Finisez rândul, sar peste un picioruș dublu din rândul precedent, iau jeteu pe croșete și în al treilea ochi al lanțului format din 3 ochiuri, bag croșeta și croșetez în acest rând un picioruș dublu. Am finisat rândul 2, iată în așa mod el arată, astfel arată pe model. Următorul rând este format din pufuri despărțite între ele câte un picioruș dublu. Mă ridic la următorul rând, rândul 3 cu ajutorul lanțului format din 3 ochiuri. Întorc lucrarea. În continuare, iau jeteu pe croșete, sar peste arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, bag croșeta, trag firul și croșetez în acest rând un picioruș dublu. După care urmează un ochi de lanț. Acum, pe sub piciorușul dublu, care numai cel l-am croșetat, voi croșeta un puf format din 4 bucle mari,
Iau jeteu pe croșete, bag croșeta pe sub piciorușul dublu care numai cel am croșetat, trag firul, fac o buclă mare, din nou jeteu pe croșete, bag croșeta pe sub piciorușul dublu, trag firul, fac a doua buclă mare. Jeteu pe croșete, trag firul și fac a treia buclă mare, încă o dată jeteu pe croșete, trag firul, fac a patra buclă mare. Acum iau firul de lucru și îl trag concomitent din toate aceste patru bucle. Pe croșete au rămas două ochiuri, acum iau firul de lucru și trag printre aceste două ochiuri de pe croșete. Astfel am primit primul puf. Acum iau jeteu pe croșete, sar următoarea arcă formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu din vârful lui, în acest rând croșetez un picioruș dublu. Acum iau jeteu pe croșete, sar peste arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, bag croșeta, trag firul și croșetez un picioruș dublu, după care urmează un ochi de lanț. În continuare, pe sub piciorușul dublu, care numai cel am croșetat, voi croșeta a doilea puf format din patru bucle mari. Iau jeteu pe croșete, bag croșeta pe sub piciorușul dublu, trag firul, fac un buclă mare, a doua buclă mare, de tot fac patru bucle mari. Acum iau firul de lucru și îl trag concomitent din toate aceste patru bucle mari. Pe croșete au rămas două ochiuri. Trag firul de lucru prin aceste două ochiuri. Urmează jeteu pe croșete, sar arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu din vârful lui, în acest rând croșetez un picioruș dublu. Am primit al doilea puf. În continuare, croșetez în așa mod până la finele acestui rând. Croșetez pufuri despărțite între ele, câte un picioruș dublu. Iau jeteu pe croșete, sar peste arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, din vârful piciorușului dublu, croșetez în acest rând un picioruș dublu, după care urmează un ochi de lanț, pe sub piciorușul dublu care numai cel am croșetat, croșetez un puf format din patru bucle mari, după care din nou sar arca formată dintr-un ochi de lanț și din vârful următorului picioruș dublu croșetez în acest rând un picioruș dublu. Finisez rândul, pe sub piciorușul dublu am croșetat puful format din patru bucle mari, acum iau jeteu pe croșete și în al treilea ochi al lanțului format din patru ochiuri, bag croșeta, trag firul și croșetez în acest rând un picioruș dublu. Iată astfel arată acest rând. Și în așa mod el arată pe model. Următorul rând, vedeți că este format din nou din piciorușe duble despărțite între ele câte un ochi de lanț. Mă ridic la următorul rând cu patru ochiuri de lanț, întorc lucrarea, din care trei ochiuri de lanț în locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț ține locul arcei formate dintr-un ochi de lanț. Iau jeteu pe croșete, acum sar peste vârful pufului din rândul precedent, trec la ochiul următor, pe sub el bag croșeta, trag firul, croșetez un picioruș dublu în acest rând.
urmează un ochi de lanț, acum sar peste piciorușul dublu din rândul precedent, care se află la mijlocul pufului, trec la următorul picioruș dublu, în vârful lui fac croșeta, trag firul și croșetez un picioruș dublu. Urmează un ochi de lanț, jeteu pe croșete, sar peste vârful pufului din rândul precedent, trec la ochiul de lanț, pe sub el croșetez un picioruș dublu în acest rând, urmează un ochi de lanț, acum sar peste piciorușul dublu din rândul precedent de la mijlocul pufului, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu în acest rând. Până la finele acestui rând, în continuare croșetez piciorușe duble despărțite între ele câte un ochi de lanț. Finisez rândul, din nou sar piciorușul dublu din rândul precedent de la mijlocul pufului, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu în acest rând. Iată așa arată acest rând și așa el arată pe model. Am finisat un multiplu format din 4 rânduri pe verticală. În continuare, rândurile se repetă. Următorul, rândul 5, repetă exact rândul 1. El este format din piciorușe duble. Mă ridic la următorul rând, rândul 5, cu 3 ochiuri de lanț. Întorc lucrarea, iau jeteu pe croșete, pe sub arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, croșetez un picioruș dublu. Jeteu pe croșete, din vârful următorului picioruș dublu din rândul precedent, croșetez un picioruș dublu în acest rând. Iarăși jeteu pe croșete, pe sub următoarea arcă formată dintr-un ochi de lanț, croșetez un picioruș dublu. Jeteu pe croșete, din vârful următorului picioruș dublu din rândul precedent, croșetez în acest rând un picioruș dublu. Până la finele rândului, croșetez piciorușe duble. De tot, croșetez 25 de piciorușe duble în acest rând. Am finisat rândul 5. Rândul următor, rândul 6, se croșetează exact ca și rândul 2. Croșetez piciorușe duble despărțite între ele câte un ochi de lanț. Mă ridic la următorul rând, rândul 6, cu 4 ochiuri de lanț. Întorc lucrarea, din care 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț ține locul arcii formate dintr-un ochi de lanț. Jeteu pe croșete, sar peste un picioruș dublu din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu în acest rând. Urmează un ochi de lanț. Din nou jeteu pe croșete, sar peste un picioruș dublu din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu în acest rând. Până la finele rândului croșetez piciorușe duble despărțite între ele cu un ochi de lanț. Am croșetat rândul 6. Următorul rând, rândul 7, se croșetează exact ca și rândul 3. Acest rând este format din pufuri despărțite între ele cu piciorușe duble. Mă ridic la rândul 7 cu 3 ochiuri de lanț.
Întorc lucrarea, acum iau jetiu pe croșete, sar peste arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez un picioruș dublu în acest rând. Urmează un ochi de lanț, pe sub piciorușul dublu care numai cel am croșetat, croșetez un puf format din 4 bucle mari, am croșetat acest puf, acum iau jetiu pe croșete, sar peste următoarea arcă formată dintr-un ochi de lanț și în vârful următorului picioruș dublu, din rândul precedent, croșetez în acest rând un picioruș dublu. După care urmează din nou jetiu pe croșete, sar arca formată dintr-un ochi de lanț, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez în acest rând un picioruș dublu, fac un ochi de lanț, pe sub piciorușul dublu care numai cel am croșetat, croșetez puful format din 4 bucle, apoi jetiu pe croșete, sar peste arca formată dintr-un ochi de lanț din rândul precedent, trec la următorul picioruș dublu, din vârful lui croșetez în acest rând un picioruș dublu. Până la finele rândului se croșetează în acest mod. Am croșetat rândul 7, rândul următor, rândul 8, după cum vedeți, repete exact rândul 4. Mă ridic la următorul rând, rândul 8 cu 4 ochiuri de lanț, întorc lucrarea, 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț ține locul arcei formate dintr-un ochi de lanț. Acum iau jetiu pe croșetă, sar peste vârful pufului din rândul precedent, trec la ochiul de lanț, pe sub el croșetez un picioruș dublu. Urmează un ochi de lanț, acum sar peste piciorușul dublu de la mijlocul pufului, trec la următorul picioruș dublu din rândul precedent, din vârful lui croșetez un picioruș dublu. După care urmează din nou un ochi de lanț, jetiu pe croșete, sar peste vârful pufului din rândul precedent, trec la ochiul de lanț, pe sub el croșetez în acest rând un picioruș dublu, apoi croșetez un ochi de lanț, sar peste piciorușul dublu de la mijlocul pufului, trec la următorul picioruș dublu din rândul precedent, din vârful lui croșetez în acest rând un picioruș dublu. În continuare, croșetez în așa mod. Am finisat al doilea multiplu, format din 4 rânduri. Iată în așa mod se croșetează acest model. În continuare rândurile se repetă, se repetă multiplele, se croșetează în așa ordine unul după altul până la lungimea dorită. Mulțumesc tuturor cine a fost cu mine în acest tutorial. Vă doresc la toți o zi frumoasă și spor la muncă!